În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi prieteni ai Matricei Românești, fiind postul nașterii Domnului, a apărut gândul să relatăm o povestioară frumoasă și gândul meu s-a întâlnit cu un prieten căruia spun eu despre dorința de a relata ceva frumos, mi-a împărtășit următoarea întâmplare, pe care m-am gândit să vă relatez și eu. Prietenul meu era tulburat de cele ce se întâmplă în Țara Sfântă din 7 octombrie încoace. Precum știți, circulă filmări ale creștinilor arătând acolo Sfântul Mormânt fără buna ambulzeară a pelerinilor creștini. Sigur, Sfântul Mormânt nu este gol. Sunt sfinți îngeri în chip nevăzut acolo, dar inima creștinului suferă în mod firesc, în Betleem la fel. Și într-o seară, spune prietenul meu, ajunge acasă, era așa cam deznădăjduit. O zi mai grea la servici, mai o durere aici, mai acolo, mai o ispită, iar se gândea la sfintele locuri. Un copil așa, cum e perioada acum, cu răcel, mai bolnăvior, era așa cam necăjit să culcă cu gândurile la toate acestea și zice, Maica Domnule, luminează și adoarme. Se trezește la nicio oră, plângea copilul, o durere, cum se întâmplă la răcel, pe la 1 noaptea se întâmpla aceasta, se ridică el și zice, hai că mă duc la farmacie, zice soției, mă duc la farmacie să cumpăr ceva, să treacă durerea, ce-o fi acolo, cum e la răceală. Urcă în mașină, ajunge pe la unul și ceva la farmacie, pe drum, din obișnuință, în mașină, pe Trinitas. Asculta, da, în capul lui, cum zice părintele Cleopa, iar mă rog, gândurile fugeau aici și acolo. Ajunge în farmacie, dialog, ia cele necesare, pleacă, urcă înapoi în mașină, pleacă spre casă, în continuare iar mă rog în capul lui, dar deodată mintea se concentrează la relatarea de la o frumoasă predică la 1 și spre jumătate noaptea de la Radio Trinitas. Și se conectează mintea pe la probabil începutul povestioarei, partea de început n-a prins-o propriu-zis, dar aude aceasta. Și împăratul îl cheamă pe sătean la el, auzise împăratul că omul acela, indiferent ce se întâmpla, el spunea, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e mai bine. Orice se întâmpla, omul așa spunea. Împăratul avea și el nevoie la curte de cineva care să-i ridice moralul, cum se spune. Măi, ia vină tu încoace. Ia povestește-mi și mie. Și săteam îi povestește din întâmplările vieții lui și la fiecare lucru eu spunea foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce-i mai bine. Împăratul se bucură și peste câteva zile primește în dar ceva ca la o sabie, ceva de genul acesta și din neatenție se taie, îi pică degetul. Săteanul de față, din obișnuință și cu credință, el spune, foarte bine, foarte bine. Domnul știe ce e mai bine. Împăratul, vă dați seama, în dureri, mânios. Și domne, cum a zice noi în lumea de azi, îți bagi joc de mine, îl trimite la închisoare. Săteanul, foarte bine, foarte bine. Domnul știe ce e mai bine. Săteanul la închisoare, împăratul peste câteva zile pleacă, se duce la vânătoare cu curtea, prin junglă, pe undeva, prin specificul locului și pică cu toții împăratul curtenii în mâinile canibalilor. Și împăratul, vă dați seama, deznădăjduit, își pierde viața, canibalii au trecut la cele ale lor. Au început să-i mănânce și ajungând la împărat, căpetenia canibalilor îl vede, nu știa că e împăratul, îl vede că nu mai avea un deget. Și spune colegilor de trib, zice, măi, voi cum știți, noi avem aici o socoteală, nu mâncăm decât pe cei întregi.
Păi cei care nu sunt treji, nu-i mâncăm. Și au dat drumul împăratului. Împăratul se închină. Își amintește de ce a zis Săteanu, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e mai bine. Și iată că Domnul a știut ce a fost mai bine pentru el, deși se rănise, și se întoarce la Sătean. Se duce rapid, îl scoate din închisoare și își cere iertare. Te rog să mă ierți, uite, tu mi-ai făcut un bine, mi-ai spus foarte bine, foarte bine, când eu m-am tăiat degetul și eu, în nemernicia mea, te-am băgat în închisoare. Dar Sătean îi răspunde, foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e mai bine. Păi cum, domnule, cum adică eu te bag la închisoare și tu îmi spui foarte bine, foarte bine că te-am băgat la închisoare? Zice, da, că dacă nu mă băgai la închisoare, veneam și eu cu curtenii. Și atunci mă mâncau și pe mine canibalii. Foarte bine, foarte bine, Domnul știe ce e mai bine. Și prietenul meu, auzind povestioara aceasta, zice, am ajuns acasă, dintr-o dată toată starea aia de rău mi-a perit. Mi-am pus capul pe pernă și când adormeam așa, auzeam numai așa. Foarte bine, foarte bine. Domnul știe ce-i mai bine. Slavă Bunului Dumnezeu pentru toate. Post binecuvântat și să ne revedem cu bine la Crăciun. Doamne ajută!